Lucrările de demolare au demarat azi dimineață, iar cortul care adăpostea piața Crâng a fost deja strâns. Terenul își va păstra destinația de piață, însă va fi construit un complex modern în incinta căruia piețarii să își poată vinde produsele într-un cadru civilizat. Ce vă pot spune că în momentul de față se dezmembrează vechea locație, deci fostul cort, unde își desfășură activitatea cei din piața Crâng. Iar odată cu demontarea acestuia și scoaterea pavajului, trebuie să dau terenul liber și fără sarcină executantului de lucrare, voi da și ordinul de începere propriu-zis al lucrărilor. Noua construcție va fi parțial din sticlă, astfel încât precupeții să beneficieze de lumină naturală. Vor fi achiziționate tonete noi din fibre de sticlă, iar incinta va adăposti și câteva magazine. Termenul impus constructorului este de 45 de zile, dar se speră ca piața să fie gata într-o lună. După va fi o piață închisă, cu pe părțile laterale și partea din față, intrarea principală, vor fi niște vitrine transparente, deci automat vor avea vizibilitate, lumină naturală cei din interiorul pieței Crâng. În interior voi achiziționa și un număr de 10, 15, 20 de tonete noi din fibre de sticlă, pentru că în momentul de față nu mai există tonete. Și în același timp, în interiorul pieței, vor fi executate de către cel care va face lucrarea și un număr de 7 boxe, 7 spații comerciale. Conform contractului, acesta are termen de 45 de zile. M-a asigurat că poate și mai repede se va executa această piață, pentru că nu este o lucrare complicată, v-am spus. Este o lucrare tip sandwich, cu vitrine transparente pe lateral și la intrarea principală, cu un număr de 7 boxe în interior, deci nu va fi ceva foarte complicat. Între timp, piețarii își vor putea vinde produsele în căsuțe din lemn, tipice târgurilor de iarnă.